Domnule director, ce amintiri aveți legat de artistul care vernisează această expoziție, pictorul Cadar Tibor din liceu? Ați menționat în prezentare că v-a fost cadru didactic cândva la liceul de arte plastice. Da, în urmă cu 40 de ani am avut fericirea să am profesor. Îi spun că am avut fericirea pentru că, cu adevărat, s-a creat o relație cu dânsul. Era un profesor extrem de dedicat, o persoană care petrecea nu numai orele de curs, noi eram câțiva colegi care rămâneam și după orele de atelier, în atelier, după amiezele, și de sub venea, dădea indicații și făcea cu atâta dedicație și entuziasm, cât dădea sens acestei activități care le pregătea pentru profesie. Era o diferență între profesorul de atunci, profesorii de astăzi, din atunci era învățământul de artă? Da, aveam, cred eu că exista un mai mare respect, poate că era o distanță mai mare în ceea ce privește, sigur că era o diferență și de vârstă, dar se pare că astăzi frontierele astea cumva s-au extins, s-au topit și nu știu, cred că această sobrietate pe care profesorul o afișa, fără să fie o încremenire, făcea bine, dădea sens, dădea stabilitate unei relații cu un tânăr în formare, un tânăr care avea nevoie de o demonstrație de seriozitate ca să înceapă să creadă și el în aceste lucruri. Alte lucruri, dacă nu crezi în ceva cu adevărat, pot să fie mizele, pot să fie minore și fără amvergură, fără bătaie pe termen lung.